Declarații în direct în Parlament, doamnelor și domnilor, Ludovic Orban, chiar în ziua moțiunii, l-ascultăm. Au revenit la decizia pe care am luat-o la nivelul coaliției. Care este pronosticul dumneavoastră de astăzi? De la ora 14, la voturi pe moțiune. La ce? La votul pe moțiune? Nu se ia niciun vot în plus peste voturile care le-au PSD și AUR. Exact ce v-am spus. Exact ce v-am spus. Și dacă parlamentarii puterii ar fi mers și ar fi votat? Cel mai probabil, da. Numai că suntem patru grupuri parlamentare care suntem pentru prima oară confruntați cu o moțiune. Noi trebuie să asigurăm coeziunea actului de guvernare, să dezvoltăm încredere reciprocă și asta a fost decizia noastră, ca să nu existe niciun fel de sus. Că dacă era suficient să apară un singur vot în plus și începea deja să încep o căutare a cine e parlamentarul care a votat moțiunea de cenzură. Am hotărât, clar, suntem prezenți, nu votăm. Exact ce v-am spus de când a depus PSD moțiunea că e un balon de săpun, o să aibă exact voturile parlamentarilor PSD și au care vor veni la vot. Știți să fie existat negocieri între liderii social-democrați și parlamentari din cercul guvernamental? Nu am știință despre astfel de discuții. Cu dumneavoastră a încercat cineva din PSD să discute? Nu, PSD-ul a dat numai declarații publice, insinuând că eu aș putea să determin parlamentar PNL să voteze în favoarea moțiunii. Este o calomnie, o jignire fără margini la adresa mea ca cineva să spună că eu aș putea vreodată nu să votez sau să îi cer unui parlamentar PNL să voteze o moțiune de cenzură a PSD-ului. Este o... Evident, probabil au vrut să-și bage bățul prin gard în interiorul Partidului Național Liberal rostind insinuări și calomnii despre mine. Deci niciun parlamentar PNL, așa cum am declarat, nu va vota moțiunea de cenzură. Universităților naționale de asemenea cu siguranță, cu siguranță au participat, normal, la ședințele coaliției, după cum bine știți, participă reprezentanții grupului minorităților. Și decizia la nivelul coaliției este asta, ca niciun parlamentar să nu voteze, adică, mă rog, să fim prezenți, dar să nu votăm. Legat